Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. După cum v-am spus, în următoarele săptămâni, în fiecare duminică, voi adăuga o carte nouă de Agatha Christie. Astăzi vom citi Taurul din Creta. De asemenea, dacă vă place să ascultați cărți audio, nu uitați să vă abonați. Spor la ascultat! Taurul din Creta, de Agatha Christie. Capitolul 1. Hercule Poirot îl privi gânditor pe vizitatorul său. Văzu un chip palid, cu o bărbie hotărâtă, ochi care păreau mai mult cenușii decât albaștri și păr cu acea nuanță de negru albăstrui care se întâlnește atât de rar, cu buclele superbe ale unei zeități grecești. Observă costumul de tweed bine croit, dar și uzat, geanta îndelung purtată și aroganța involuntară a atitudinii care se putea remarca dincolo de nervozitatea evidentă a tinerei. Poirot gândi. Ah, da, este o demnă reprezentantă a provinciei, dar nu are niciun ban și trebuie să fie ceva cu totul ieșit din comun ca să o determine să vină la mine. Diana Maberly începu cu o voce ușor tremurătoare. Eu nu știu dacă mă puteți ajuta, domnule Poirot. E o situație extraordinară. Da, spuneți-mi, o îndemnă Poirot. Am venit la dumneavoastră, fiindcă nu știu ce să fac. Nu știu nici măcar dacă este ceva de făcut, zise Diana Maberly. Mă lăsați să judec eu asta? Chipul fetei se împurpură brusc și rosti pe nerăsuflate. Am venit la dumneavoastră, fiindcă bărbatul cu care sunt logodită de peste un an a rupt logodna. Se opri și îl privi sfidătoare. Probabil vă spuneți că sunt complet nebună. Hercule Poirot clătină încet din cap. Dimpotrivă, mademoiselle, nu am nicio îndoială că ești deosebit de inteligentă. Și în mod sigur nu este treaba mea să îi împac pe îndrăgostiții certați. Și știu că îți dai foarte bine seama de asta. Prin urmare, este ceva neobișnuit legat de ruptura acestei logodne. Am dreptate, nu-i așa? Fata dădu aprobator din cap, apoi spuse cu o voce clară, precisă. Hugh a rupt logodna, fiindcă are impresia că înnebunește și consideră că oamenii care sunt nebuni nu trebuie să se căsătorească. Sprâncenele lui Hercule Poirot se ridicară un pic amirare. Și dumneata nu ești de acord? Nu știu. Ce înseamnă să fii nebun, la urma urmelor? Toți suntem un pic nebuni. Așa se spune, fu de acord Poirot cu prudență. Doar atunci când crezi că ești un ou fiert sau ceva de genul ăsta, trebuie să te închidă la ospiciu. Și logodnicul dumitale nu a ajuns în stadiul ăsta? Diana Maberly replică. Nu-mi dau seama să fie ceva neregulă cu Hugh. Este cea mai normală persoană pe care o știu. Rațional, demn de încredere. Atunci, de ce are impresia că nebunește? Poirot făcu o scurtă pauză înainte să continue. Există poate cazuri de nebunie în familia lui? Șovăitoare, Diana dădu aprobator din cap și spuse. Bunicul lui a fost nebun, cred, și vreo strămătușă ceva. Dar ce vreau eu să spun e că în fiecare familie există cineva ciudat, știți? Vreunul mai redus din punct de vedere intelectual sau excesiv de deștept. Ochii ei aveau o privire rugătoare. Hercule Poirot clătină trist din cap. Îmi pare rău pentru dumneata, mademoiselle. Fata își ridică bărbia și strigă. Nu vreau să vă pară rău pentru mine. Vreau să faceți ceva. Ce ai vrea să fac? Nu știu, dar ceva e neregulă. Vrei să-mi spui, mademoiselle, tot ce poți despre logodnicul dumitale? Diana rosti rapid. Numele lui este Hugh Chandler, are 24 de ani. Tatălui este amiralul Chandler. Locuiesc la Lyde Manor, care aparține familiei Chandler de pe timpul reginei Elisabeta. Hugh este singurul copil. A intrat în marină. Toți cei din familia Chandler sunt marinari. E un soi de tradiție. Chiar de pe vremea când Sir Gilbert Chandler a călătorit pe mare împreună cu Sir Walter Raleigh în anul 1500 și ceva.
Intrarea lui Hugh în marină a fost de la sine înțeleasă. Tatălui nu ar fi acceptat altceva. Și totuși, tatălui a fost cel care a insistat să părăsească marina. Când s-a întâmplat asta? În urmă cu aproape un an, destul de brusc. Lui Hugh Chandler îi plăcea meseria lui? Sigur că da. Nu a existat niciun fel de scandal? Legat de Hugh? Absolut nimic. Îi mergea excelent. Nu l-a putut înțelege pe tatăl lui. Ce motiv a oferit amiralul Chandler? Diana răspunse încet. Nu a dat un motiv propriu-zis. Ah, a spus că era nevoie ca Hugh să învețe să conducă moșia, dar nu a fost decât un pretext. Chiar și George Frobisher și-a dat seama de asta. Cine e George Frobisher? Colonelul Frobisher e cel mai vechi prieten al amiralului Chandler și nașului Hugh. Își petrece mai tot timpul la conac. Și ce a crezut colonelul Frobisher de decizia amiralului Chandler ca fiul său să părăsească marina? A rămas mut de uimire. Nu putea să înțeleagă. Nimeni n-a putut. Nici măcar Hugh Chandler? Diana nu răspunse imediat. Poirot așteptă câteva momente, apoi continuă. Poate că la momentul respectiv și el a fost tuluit. Dar acum? Nu a zis nimic? Absolut nimic? Diana murmură cu jumătate de gură. A zis, cam acum o săptămână, că tatăl lui a avut dreptate, că era singurul lucru care putea fi făcut. L-ai întrebat de ce? Sigur că da, dar nu a vrut să-mi spună. Hercule Poirot rămase pe gânduri câteva minute, apoi întrebă. Au avut loc întâmplări neobișnuite pe acolo, începând să zicem de acum vreun an? Ceva care a dat naștere la tot felul de supoziții și de bârfe locale? Diana izbucni. Nu înțeleg la ce vă referiți. Poirot răspunse calm, dar cu glas autoritar. Ai face bine să-mi spui dumneata. Nu a fost nimic, nimic de genul la care vă referiți. Atunci, de ce gen? Cred că sunteți pur și simplu odios. La o fermă se întâmplă deseori lucruri ciudate. E vreo răzbunare sau nebunul satului sau mai știu eu cine. Ce s-a întâmplat? Diana răspunse fără tragere de inimă. A fost o oarecare agitație în legătură cu niște oi. Le-a fost tăiat gâtul. Oh, a fost oribil. Însă toate aparțineau unui fermier care e un om foarte dur. Poliția a fost de părere că a fost vorba de vreo răzbunare împotriva lui. Însă nu l-au prins pe făptaș. Nu. Apoi adăugă cu pasiune. Dar dacă vă închipuiți, Poirot ridică o mână. Nu ai nici cea mai vagă idee ce-mi închipui eu. Spune-mi, logodnicul dumitale a consultat vreun doctor? Nu, sunt sigură că nu. Nu ar fi ăsta cel mai simplu lucru pe care ar trebui să-l facă? Diana zise încet. Nu vrea. Urăște doctorii. Și tatălui? Nu cred că amiralul crede prea mult în doctori. Spune că nu sunt decât o adunătură de șarlatani. Cum pare amiralul să fie? E bine? Fericit? Diana răspunse cu o voce scăzută. A îmbătrânit teribil în ultimul an? Da. Este distrus. E doar o umbră a omului care a fost. Poirot dădu gânditor din cap. A fost de acord cu logodna fiului său? Ah, da, vedeți, pământul alor mei se învecinează cu al lui. Suntem acolo de generații întregi. A fost teribil de încântat când eu și Hugh am început relația. Și acum? Ce părere are de ruperea logodnei voastre? Vocea fetei tremura când spuse. L-am întâlnit ieri dimineață, arăta înfiorător. Mi-a luat mâna în ambele palme și mi-a zis: E greu pentru tine, fiica mea, dar băiatul face ce trebuie, singurul lucru pe care poate să-l facă. Și așa te-ai hotărât să vii la mine? Întrebă Hercule Poirot. Diana dădu aprobator din cap. Puteți să faceți ceva? Hercule Poirot replică: Nu știu, dar pot cel puțin să vin și să văd cu ochii mei ce se întâmplă.
Capitolul 2. Ceea ce îl impresionă pe Hercule Poirot mai mult decât orice fu fizicul remarcabil al lui Hugh Chandler, înalt, minunat proporționat, cu pieptul și umerii lați și o coamă de păr aromiu, răspândea un aer nemaipomenit de putere și virilitate. Imediat ce sosirea acasă la Diana, tânăra îl sună imediat pe amiralul Chandler și amândoi se îndreptară spre conacul Lyde, unde erau așteptați cu ceai, pregătit pe o terasă lungă. Tot acolo se găseau trei bărbați. Amiralul Chandler, un bărbat cu părul alb, care arăta mai bătrân decât anii pe care-i avea, cu umerii căzuți, de parcă purta o povară grea, cu ochii negri, gânditori. În contrast cu el, prietenul lui, colonelul Frobisher, era un bărbat micuț, uscat, dur, cu părul roșu grizonat la tâmple. Era un omuleț fără stare, irascibil, arțăgos, semănând cu un terier, dar avea niște ochi foarte ageri. Avea obiceiul să se încrunte și să-și plece fruntea, împingându-și capul înainte, în vreme ce ochii aceia ageri îl studiau pătrunzător pe interlocutor. Cel de-al treilea era Hugh. Frumos specimen, nu? Vorbi cu glas căzut după ce observă că Poirot îl studia atent pe tânărul bărbat. Hercule Poirot dădu aprobator din cap. El și Frobisher stăteau unul lângă altul. Ceilalți trei aveau scaunele la celălalt capăt al mesei și discutau animați, dar ușor artificial. Da, este magnific, magnific, murmură Poirot. El este tânărul taur, da. Se poate spune că este tânărul taur oferit lui Poseidon. Un exemplar perfect de bărbăție sănătoasă. Pare destul de în formă, nu-i așa? Frobisher oftă. Ochii lui cercetători îi aruncară o privire laterală lui Hercule Poirot, cântărindu-l. Apoi zise. Știu cine sunteți. A, asta nu e un secret. Poirot flutură din mână cu un gest regal, care parcă voia să spună că acum nu era incognito, călătorea cu sine însuși. După câteva clipe, Frobisher întrebă. Fata a venit la dumneavoastră în legătură cu afacerea? Afacerea? Afacerea cu tânărul Hugh. Da, îmi dau seama că știți totul, dar nu înțeleg de ce a venit la dumneavoastră. Nu aș fi crezut că genul ăsta de lucruri țin de domeniul dumneavoastră. Adică e mai mult o chestiune medicală. De domeniul meu țin tot felul de lucruri. Ați fi surprins. Vreau să spun că nu prea văd ce se așteaptă să puteți face dumneavoastră. Domnișoara Maberly este o luptătoare, afirmă Poirot. Colonelul Frobisher dădu afirmativ din cap, cu mare căldură. Da, este într-adevăr o luptătoare. E un copil bun. Nu vrea să se dea bătută. Cu toate acestea, știți, există lucruri cu care nu poți să te lupți. Chipul lui părut dintr-o dată bătrân și obosit. Poirot rosti pe o voce încă și mai scăzută, discret. Să înțeleg că există cazuri de nebunie în familie? Frobisher aprobă. Numai unele, din când în când, murmură el. Sare peste o generație sau două. Bunicul lui Hugh a fost ultimul. Poirot aruncă rapid o privire în direcția celor trei. Diana susținea cu succes conversația, râzând și tachinându-se cu Hag. Ai fi spus că toți trei nu au nici cea mai mică grijă pe lumea asta. Și ce formă ia nebunia asta? Întrebă încet Poirot. Bătrânul a devenit destul de violent în cele din urmă. A fost perfect normal până la 30 de ani, atât de normal pe cât se putea să fie. Apoi a început să se poarte un pic ciudat. A trecut ceva vreme până când lumea a început să observe. Apoi s-au pornit tot felul de zvonuri. Oamenii au început să vorbească pe față. S-au petrecut diverse lucruri care au fost mușamalizate, dar, ridică din umeri, în cele din urmă a ajuns nebun de-a binelea, bietul de el. Nebunie ucigașă. A trebuit să fie internat. Se opri o clipă, apoi adăugă. A trăit destul de mult, am impresia. Desigur, lui Hugh de asta îi e teamă.
De asta nu vrea să meargă la doctor. E teamă să nu fie închis și să trăiască la azilul de nebuni ani de rândul. Nu pot să spun că îl învinovățesc și eu simt același lucru. Și amiralul Chandler ce părere are? Asta l-a dărâmat complet, replică scurt Frobisher. Ține foarte mult la fiul lui. E topit după el. Vedeți, soția lui s-a anecat în accidentul acela naval, când băiatul avea numai 10 ani. De atunci, nu a mai trăit decât pentru copil. I-a fost devotat soției. O adora. Toată lumea o adora. Era cea mai încântătoare femeie pe care am văzut-o vreodată. Făcu o pauză, apoi zise cu glas întretăiat. Vreți să-i vedeți portretul? Da, aș vrea foarte mult. Frobisher își împinse înapoi scaunul și se ridică zicând cu voce tare. Merg să-i arăt domnului Poirot câteva lucruri, Charles. E un adevărat cunoscător. Amiralul făcu un semn vag cu mâna. Frobisher tropăi de-a lungul terasei cu Poirot pe urme. Pentru o clipă, de pe chipul Dianei căzu masca de veselie și se putu citi o întrebare chinuitoare. Și Hugh înălță capul și îl privi atent pe bărbatul micuț cu mustață uriașă. Poirot îl urmă pe Frobisher în casă. Venind de afară, de la lumina soarelui, la început era atât de întuneric înăuntru, încât Poirot nu reuși să distingă aproape nimic. Dar curând, își dădu seama că această casă era plină de lucruri vechi și frumoase. Colonelul Frobisher îl conduse spre galeria cu tablouri. Pe pereții lambrisați atârnau portrete ale membrilor familiei Chandler, morți și dispăruți. Chipuri severe sau vesele, bărbați în costume de gală sau în uniforma marinei, femei în rochii de satin, purtând perle. În cele din urmă, Frobisher se opri în dreptul unui portret aflat la capătul galeriei. Pictat de Orpen, zise el cu glas aspru. Rămaseră privind în sus spre o femeie înaltă, care ținea de zgardă un ogar. O femeie cu păr aromiu și care răspândea un aer de vitalitate. Băiatul e bucățică ruptă din ea, continuă Frobisher, nu credeți? În unele privințe, da. Nu are delicatețea ei, feminitatea, normal, el e varianta masculină, dar în toate elementele esențiale se întrerupse. Păcat că a moștenit de la familia Chandler singurul lucru de care se putea bine lipsi. Rămaseră tăcuți. Erau înconjurați de un aer de melancolie, ca și cum acei Chandleri morți regretau boala care zăcea latentă în sângele lor și pe care, din când în când, o transmiteau neîndurător mai departe. Hercule Poirot își întoarse capul să-l privească pe companionul lui. George Frobisher avea încă ochii ațintiți asupra frumoasei femei de pe peretele din fața lui. Poirot rosti încet. Ați cunoscut-o bine? Frobisher vorbi rapid. Am copilărit împreună. Eu am plecat în India ca sublocotenent când ea avea 16 ani. Când m-am întors, era măritată cu Charles Chandler. Îl cunoșteați și pe el? Charles este unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei. E prietenul meu cel mai bun, întotdeauna a fost. Vă vedeați des cu ei, după căsătorie. Obișnuiam să-mi petrec aici majoritatea permisiilor. Locul ăsta e o a doua casă pentru mine. Charles și Caroline îmi păstrau mereu o cameră aici, pregătită în așteptarea mea. Își îndreptă umerii, își dădu brusc capul pe spate, într-o atitudine bătăioasă. De aceea mă aflu aici acum, ca să fiu alături în caz că este nevoie de mine. Dacă Charles are nevoie de mine, sunt aici. Din nou, umbra tragediei se strecură asupra lor. Și ce părere aveți despre toate astea? Întrebă Poirot. Frobisher adoptă o poziție țeapănă. Sprâncenele îi se adunară deasupra ochilor. Eu cred că, cu cât se spune mai puțin, cu atât mai bine. Și ca să fiu sincer, nu prea înțeleg ce aveți de-a face cu asta, domnule Poirot. Nu știu de ce v-a băgat Diana în povestea asta și v-a adus aici.
Știți că logodna Dianei Maberly cu Hugh Chandler a fost ruptă? Da, știu. Și cunoașteți motivul? Frobisher replică țeapăn. Nu știu nimic despre asta. Tinerii rezolvă singuri astfel de treburi. Nu e treaba mea să-mi bag nasul. Hugh Chandler i-a spus Dianei că nu este corect să se căsătorească, fiindcă el este pe cale să nebunească. Poirot văzu cum pe fruntea lui Frobisher apar broboane de transpirație. Ați ajuns să discutați despre blestemăția asta? Zise colonelul. Și ce credeți că puteți face? Hugh a procedat corect, bietul de el. Nu este vina lui. E ceva ereditar. Plasma, germinativă, celule nervoase. Dar, odată ce și-a dat seama, ce mai putea să facă decât să rupă logodna? Este unul dintre acele lucruri care trebuie făcute. Dacă aș putea fi convins de asta, puteți să mă credeți pe cuvânt. Dar nu mi-a spus nimic. Vă spun că nu vreau să discut despre asta. De ce l-a obligat amiralul pe fiul lui să părăsească marina? Fiindcă era singurul lucru care putea fi făcut. De ce? Frobisher clătină încăpățânat din cap. Poirot murmură încet. A avut ceva de-a face cu omorârea acelor oi? Celălalt răspunse furios. Deci ați auzit despre asta? Mi-a spus Diana. Fata aia mai bine și-ar fi ținut gura. Nu a fost de părere că era ceva concludent. Ea nu știe. Ce nu știe? Fără tragere de inimă, Frobisher vorbi întretăiat și furios. Ei bine, dacă țineți neapărat să aflați. Chandler a auzit un zgomot în acea noapte. S-a gândit că poate a pătruns cineva în casă. A ieșit să cerceteze. A văzut lumină în camera băiatului. Chandler a intrat. Hugh era adormit în pat. Dormea profund, complet îmbrăcat. Avea sânge pe haine. Lavoarul din cameră era plin de sânge. Tatălui nu l-a putut trezi. A doua zi a auzit de oile găsite cu gâtul tăiat. L-a chestionat pe Hugh. Băiatul nu știa nimic despre asta. Nu-și amintea să fie ieșit, dar pantofii lui au fost găsiți lângă ușa din spate, plin de noroi. Nu a putut să dea vreo explicație despre sângele din lavoar. Nu a putut să explice nimic. Bietul de el nu știa. Înțelegeți? Charles a venit la mine și am stat de vorbă. Care era cel mai bun lucru care putea fi făcut? Apoi s-a întâmplat din nou, 3 nopți mai târziu. După aceea, ei bine, puteți vedea și singur. A trebuit să plece din marină. Dacă se află aici, sub privirele lui Charles, acesta poate să-l supravegheze. Nu-și permite să se petreacă un scandal în cadrul marinei. Da, a fost singurul lucru care putea fi făcut. Și de atunci? Întrebă Poirot. Frobisher replică furios. Nu mai răspund la nicio întrebare. Nu credeți că Hugh își cunoaște cel mai bine interesul? Hercule Poirot nu zise nimic. Urâse mereu să recunoască faptul că exista cineva care să știe mai bine cum stau lucrurile decât Hercule Poirot. Capitolul 3. Când ajunseră în hol, amiralul Chandler intra în casă. Rămase în prag o clipă, o siluetă întunecată decupată în lumina strălucitoare de afară. Cu o voce joasă, morocănoasă, spuse: O, iată-vă pe amândoi. Domnule Poirot, aș dori să discut cu dumneavoastră. Veniți în biroul meu. Frobisher ieși pe ușa deschisă, iar Poirot îl urmă pe amiral. Avea sentimentul că fusese chemat pe punte ca să dea raportul. Amiralul îi făcu semn să ia loc într-unul din fotolile mari, iar el se așeză în celălalt. Câtă vreme fusese cu Frobisher, Poirot fusese impresionat de neastâmpărul, nervozitatea și iritarea colonelului. Toate semne ale unei încordări mentale intense. Cu amiralul Chandler simți o lipsă totală de speranță, o disperare tăcută și profundă. Oftând adânc, Charles începu. Nu poate să nu-mi pară rău că Diana v-a băgat în povestea asta. Biata copilă, știu cât de greu este, dar este tragedia noastră și cred că veți înțelege, domnule Poirot, că nu dorim să o împărtășim cu oameni din afară. Sigur, pot să vă înțeleg sentimentele.
Diana, biata copilă, ei nu-i vine să creadă. Nici mie nu mi-a venit să cred la început. Probabil nici acum n-aș crede dacă nu aș ști. Făcu o pauză. Ce să știți? Că e ceva genetic. Boala, vreau să zic. Și totuși, ați fost de acord cu logodna? Amiralul Chandler roșii. Adică ar fi trebuit să pun atunci piciorul în prag? Dar la momentul respectiv nu aveam nici cea mai mică idee. Hugh seamănă cu mama lui. Nimic la el nu amintește de familia Chandler. Am sperat că o moștenește pe ea în toate privințele. Din copilărie nu a existat nici măcar o urmă de anormalitate. Până acum. Nu mi-am dat seama că, la naiba, în aproape toate familiile vechi există o urmă de nebunie. Poirot zise cu blândețe. Nu ați consultat niciodată un doctor? Charles izbucni. Nu, și nici nu am de gând. Băiatul e în siguranță aici cu mine și o să am grijă de el. Nu o să-l închidă între patru pereți ca pe un animal. Spuneți că e în siguranță aici, dar alții sunt? Ce vreți să spuneți? Poirot nu răspunse. Privi fix în ochii triști și întunecați ai amiralului Chandler. Amiralul zise cu amărăciune. E greu să-ți uiți meseria. Dumneavoastră căutați un criminal. Fiul meu nu este un ucigaș, domnule Poirot. Nu încă. Ce vreți să spuneți cu nu încă? Lucrurile de genul ăsta escaladează. Oile acelea? Cine v-a spus despre oi? Diana Maberly și de asemenea prietenul dumneavoastră, colonelul Frobisher. George ar fi făcut mai bine să-și țină gura. Este un vechi prieten al dumneavoastră, nu-i așa? Cel mai bun prieten, zise amiralul morocănos. Și a fost prieten și cu soția dumneavoastră? Chandler zâmbi. Da, George era îndrăgostit de Caroline, cred. Când ea era foarte tânără, el nu s-a căsătorit niciodată. Cred că ăsta e motivul. Ei bine, eu am fost cel norocos, sau cel puțin așa am crezut. Am câștigat-o, numai ca apoi să o pierd. Oftă și umerii căzură. Colonelul Frobisher era cu dumneavoastră când soția dumneavoastră s-a înecat? Întrebă Poirot. Chandler aprobă cu o mișcare din cap. Da, era cu noi în Cornwall când s-a întâmplat. Eram cu ea în barcă. S-a întâmplat ca el să rămână acasă în acea zi. Nu am înțeles niciodată cum de barca s-a răsturnat. Probabil a apărut o scurgere bruscă. Eram chiar în golf și era o maree înaltă. Am susținut-o cât am putut. Vocea îi se frânse. Trupul ei a fost adus la mal două zile mai târziu. Slavă Domnului că nu-l luasem cu noi pe micul Hag. Cel puțin, așa m-am gândit la momentul respectiv. Acum, poate că ar fi fost mai bine ca Hag, bietul de el, să se fi aflat cu noi. Dacă ar fi fost, acum totul ar fi fost terminat. Din nou se auzi acel oftat profund, lipsit de speranță. Noi suntem ultimii din familia Chandler, domnule Poirot. După ce noi vom dispărea, nu va mai exista niciun Chandler la Lyde. Când Hugh s-a logodit cu Diana, am sperat, ei bine, nu are rost să vorbim despre asta. Slavă Domnului că nu s-au căsătorit. Asta e tot ce pot să spun. Capitolul 4. Hercule Poirot stătea pe o bancă în grădina de trandafiri. Alături de el se afla Hugh Chandler. Diana Marple tocmai plecase. Tânărul își întoarse chipul frumos și chinuit spre companionul său și spuse: Trebuie să faceți să înțeleagă, domnule Poirot. Tăcu o vreme, apoi continuă: Vedeți? Dee este o luptătoare. Nu vrea să renunțe. Nu vrea să accepte că trebuie să accepte la naiba. O să continue să creadă că sunt sănătos. În vreme ce dumneata ești destul de sigur că ești, scuză-mă, nebun? Tânărul tresări. Încă nu sunt complet dus cu pluta, dar situația se înrăutățește. Diana nu știe, slavă Domnului. Ea nu m-a văzut de când sunt bine. Și când ești deloc bine, ce se întâmplă? Hugh Chandler inspira adânc, apoi zise: În primul rând visez. Și când visez, sunt nebun.
Noaptea trecută, de exemplu, nu mai eram om. La început eram un taur, alergam în soarele arzător, cu gustul prafului și al sângelui în gură. Praf și sânge. Apoi eram un câine, un câine mare plin de bale. Eram turbat. Copiii fugeau când mă vedeau, oamenii încercau să mă împuște. Cineva mi-a pus în față un vas mare cu apă, dar eu nu puteam să beau. Nu puteam să beau. Făcu o pauză. M-am trezit și am știut că era adevărat. M-am dus la lavoar. Gura mi era ca iasca, îngrozitor de uscată. Îmi era teribil de sete. Dar nu am putut să beau, domnule Poirot. Nu am putut să înghit. Oh, Doamne, nu am putut să beau. Hercule Poirot scoase un murmur ușor. Hugh Chandler continuă povestea. Își ținea mâinile încleștate pe genunchi. Bărbia era împinsă înainte. Își ținea ochii pe jumătate închiși, ca și cum vedea ceva care se apropia de el. Și mai sunt lucruri care nu sunt vise. Lucruri pe care le văd când sunt treaz. Spectre, forme înfiorătoare care rânjesc la mine. Iar uneori pot să zbor, să-mi părăsesc patul, să plutesc prin aer, să zbor pe aripile vântului. Iar diavolii îmi țin companie. Ț-ț, făcu Hercule Poirot. Era un sunet blând, neîncrezător. Hugh Chandler se întoarse spre el. Ah, nu există nicio îndoială, e în sângele meu. Nu pot să scap. Slavă Domnului că am descoperit la timp. Înainte să mă căsătoresc cu Diana, închipuiți-vă că am fi avut un copil și aș fi transmis și lui boala asta îngrozitoare. Puse o mână pe brațul lui Hercule Poirot. Trebuie să o faceți să înțeleagă, trebuie să-i spuneți, trebuie să uite, trebuie. Într-o zi va întâlni pe altcineva. Este tânărul Steve Graham, e nebun după ea și e un băiat de ispravă. O să fie fericită cu el și în siguranță. Vreau să fie fericită. Cei din familia Graham sunt săraci, dar după ce eu nu voi mai fi, o să fie în regulă. Vocea lui Hercule îl întrerupse. De ce o să fie în regulă după ce dumneata n-o să mai fi? Hugh Chandler zâmbi. Era un zâmbet blând, încântător. Sunt banii mamei mele. Ea a moștenit o avere care mi-a revenit mie, iar eu am lăsat totul Dianei. Hercule Poirot se lăsă pe spetează și exclamă. Ah! Apoi spuse. Dar este posibil să ajungi la o vârstă destul de înaintată, domnule Chandler? Hugh Chandler clătină din cap și răspunse aspru. Nu, domnule Poirot, nu o să ajung la o vârstă înaintată. Apoi se trase înapoi, scuturat brusc de un fior. Oh, Doamne, uite! Se uită țintă peste umărul lui Poirot. Acolo, stă lângă dumneavoastră. E un schelet, toate oasele-i tremură. Mă cheamă, îmi face semn. Ochii lui, cu pupilele dilatate, priveau țintă. Apoi se aplecă brusc într-o parte, de parcă se prăbușa. Întorcându-se spre Poirot, zise cu o voce aproape copilărească. Nu ați văzut nimic? Hercule Poirot clătină ușor din cap. Hugh Chandler continuă cu un glas răgușit. Nu mă deranjează atât de mult să văd lucruri. De sânge mi-e teamă. Sângele din camera mea, de pe hainele mele. Am avut un papagal. Într-o dimineață l-am găsit în camera mea cu gâtul tăiat, iar eu eram în pat, cu briciul într-o mână și plin de sângele lui. Se aplecă spre Poirot. Chiar în ultima vreme au fost omorâte diferite animale, șopti el. Peste tot, în sat, pe dealuri, oi, miei, un câine coli. Tata mă încuie în cameră noaptea, dar uneori, ușa e descuiată dimineața. Trebuie că am un set de chei ascunse pe undeva, dar nu știu unde le-am ascuns. Chiar nu știu. Nu sunt eu cel care face lucrurile astea. E altcineva care intră în mine, mă posedă. Mă transformă din om într-un monstru furios, care vrea sânge și nu poate să bea apă. Brusc își îngropă fața în mâini. După câteva minute, Poirot zise. Tot nu pricep de ce nu te-ai dus la doctor. Hugh Chandler clătină din cap. Chiar nu înțelegeți? Fizic sunt puternic ca un taur. Aș putea trăi ani de-a rândul, ani, închis între patru pereți. Nu pot să accept asta, mai bine mor. Sunt tot felul de metode. De accident când curăț o armă, ceva de genul ăsta.
Diana va înțelege. Mai bine îmi aleg eu modul cum ies din scenă. Îl privi sfidător pe Poirot, dar detectivul nu reacționa. În schimb, întrebă cu blândețe. Ce mănânci și ce bei de obicei? Hugh Chandler își dădu capul pe spate și izbucni în râs. Credeți că sunt coșmaruri provocate de indigestie? La asta vă gândiți? Poirot nu făcu decât să repete liniștit. Ce mănânci și ce bei de obicei? Ceea ce mănâncă și bea toată lumea. Nu iei niciun medicament special? Cașete, pilule? Doamne, nu. Credeți că pilulele obișnuite ar putea să mă vindece? Apoi cită în bătaie de joc. Nu poți tămădui o rătăcire a minții. Hercule Poirot replică sec. Încerc. Cineva din casa asta suferă de probleme cu ochii? Hugh Chandler îl privi țintă. Tata are necazuri cu ochii. Trebuie să meargă la oftalmolog destul de des. Aha. Poirot medită câteva clipe, apoi zise. Colonelul Frobisher și-a petrecut o mare parte din viață în India, nu-i așa? Da, a făcut parte din armata indiană. E foarte atașat de India. Vorbește mult despre ea, despre tradițiile locale, lucruri de genul ăsta. Poirot scoase din nou un aha. Apoi remarcă. Văd că te-ai tăiat la bărbie. Hugh își duse mâna la tăietură. Da, a fost o rană destul de urâtă. Tata m-a speriat într-o zi când mă barbieream. Sunt cam nervos zilele astea și am avut o iritație pe bărbie și pe gât, așa că rasul e o operațiune destul de dificilă. Ar trebui să folosești o cremă calmantă, spuse Poirot. A, dar am una. Mi-a dat-o unchiul George. Apoi râse dintr-o dată. Parcă suntem la un salon de înfrumusețare pentru femei. Loțiuni, creme calmante, pilule, probleme cu ochii. Ce sens au toate astea? Unde vreți să ajungeți, domnule Poirot? Poirot răspunse liniștit. Încerc să fac tot posibilul pentru Diana Maberly. Starea de spirit a lui Hugh se schimbă. Redeveni serios. Își puse o mână pe brațul lui Poirot. Da, faceți tot ce puteți pentru Diana. Spuneți-i că trebuie să uite. Spuneți-i că nu are rost să spere. Spuneți-i, oh, pentru numele lui Dumnezeu, spuneți-i să stea departe de mine. Asta e tot ce poate face pentru mine acum, să stea departe și să încerce să uite. Capitolul 5. Sunteți curajoasă, mademoiselle, foarte curajoasă, fiindcă veți avea nevoie de curaj. Diana spuse tăios. Deci e adevărat? E adevărat? E nebun? Hercule Poirot replică. Nu sunt psihiatru, mademoiselle. Nu sunt cel care poate să spună. Omul ăsta e nebun. Omul ăsta e sănătos. Diana se apropie de detectiv. Amiralul Chandler crede că Hugh e nebun. George Frobisher crede că e nebun. Hugh însuși crede asta. Poirot o privea. Și dumneata, mademoiselle? Eu? Eu spun că nu e nebun. De aceea se opri. De aceea ai venit la mine? Da. Nu aș fi avut niciun alt motiv să vin la dumneavoastră, nu-i așa? Asta este exact ce mă întrebam și eu, mademoiselle, spuse Hercule Poirot. Nu vă înțeleg. Cine este Stephen Graham? Diana îl privi fix. Stephen Graham? A, este cineva. Îl prinse de braț. La ce vă gândiți? Doar stați acolo în spatele acelei mustăți uriașe, clipiți la soare și nu-mi spuneți nimic. Mă speriați teribil. De ce mă speriați? Poate fiindcă și eu sunt speriat, zise Hercule Poirot. Ochii mari și cenușii se deschiseră larg, privindu-l cu atenție. Apoi Diana șopti. Hercule Poirot oftă, un oftat din toată inima. E mult mai simplu să prinzi un criminal decât să previi o crimă, spuse Poirot. Crimă? Strigă ea. Nu folosiți cuvântul ăsta. Cu toate astea, zise Hercule Poirot, îl folosesc. Tonul îi se schimbă și Poirot a început să vorbească rapid și autoritar. Mademoiselle, este necesar ca amândoi să petrecem noaptea la conacul Light. Mă bazez pe dumneata să aranjez lucrurile. Poți face asta?
Eu, da, cred că da. Dar de ce? Pentru că nu mai e timp de pierdut. Mi-ai spus că ai curaj. Dovedește acel curaj acum. Fă ce ți-am cerut fără să pui întrebări. Diana dădu aprobator din cap și se întoarse să plece. Poirot o urmă în casă după câteva clipe. Îi auzi vocea în bibliotecă și glasurile a trei bărbați. Se îndreptă spre scara largă. La etajul întâi nu se afla nimeni. Găsi destul de ușor camera lui Hugh Chandler. Într-un colț al camerei era un lavoar cu apă rece și caldă. Deasupra, pe o polcioară de sticlă, se găseau diverse tuburi, borcănașe și sticluțe. Hercule Poirot se puse pe treabă rapid și cu dexteritate. Ceea ce avea de făcut nu îi luă prea mult timp. Era jos în hol când Diana ieși din bibliotecă, roșie la față și cu o înfățișare războinică. E în regulă, zise ea. Amiralul Chandler îl trase pe Poirot în bibliotecă și închise ușa, apoi spuse: Uitați, domnule Poirot, nu-mi place deloc asta. Ce nu vă place, domnule amiral? Diana a insistat ca ea și dumneavoastră să petreceți noaptea aici. Nu vreau să fiu inospitalier. Nu e vorba de ospitalitate. După cum am zis, nu-mi place să fiu inospitalier, dar, sincer, domnule Poirot, nu-mi place asta. Nu, nu vreau asta și nu înțeleg motivația. La ce ar putea ajuta? Să zicem că e vorba de un experiment pe care îl fac? Ce fel de experiment? Dacă nu vă supărați, asta e treaba mea. Uitați, domnule Poirot, în primul rând, nu eu v-am cerut să veniți aici. Poirot îl întrerupse. Credeți-mă, domnule amiral, înțeleg și apreciez punctul dumneavoastră de vedere. Mă aflu aici numai și numai din cauza încăpățânării unei tinere îndrăgostite. Mi-ați spus anumite lucruri. Colonelul Frobisher mi-a spus anumite lucruri. Hugh însuși mi-a spus anumite lucruri. Acum vreau să văd cu ochii mei. Da, dar ce să vedeți? V-am spus, nu e nimic de văzut. Îl încui pe Hugh în camera lui în fiecare noapte și asta-i tot. Și totuși, uneori, Hugh mi-a spus că dimineața ușa nu este încuiată. Cum adică? Nu ați găsit niciodată ușa descuiată? Chandler se încruntă. Mereu mi-am imaginat că o descuiase George. Ce vreți să spuneți? Unde lăsați cheia? În broască? Nu, o las pe un scrin alături. Eu sau George sau Withers, valetul, o luăm de acolo dimineața. I-am spus lui Withers că o încui fiindcă Hugh e somnambul, însă cred că știe mai multe, dar e un servitor credincios care e în slujba mea de ani buni. Mai există o altă cheie? Eu nu știu să fie. Se poate însă face o dublură. Dar cine? Fiul dumneavoastră crede-i că el însuși are una ascunsă pe undeva, deși nu știe de ea atunci când e treaz. Din celălalt capăt al încăperii, colonelul Frobisher zise: Nu-mi place, Charles, fata. Amiralul Chandler îi tăie rapid vorba. Exact ceea ce cred și eu. Fata nu trebuie să vină aici cu dumneavoastră. Veniți singur dacă doriți. De ce nu vreți ca domnișoara Maberly să fie aici la noapte? Întrebă Poirot. Frobisher spuse cu glas căzut: E prea riscant. În aceste cazuri... Se opri. Hugh este foarte devotat, zise Poirot. Chandler exclamă: Tocmai de asta. La naiba, omule. Totul e cu fundul în sus când e vorba de un nebun. Hugh știe și el asta. Diana nu trebuie să vină aici. În privința asta, replică Poirot, Diana trebuie să decidă singură. Apoi ieși din bibliotecă. Diana aștepta afară în mașină. Îi strigă: O să ne luăm ce avem nevoie pentru noapte și o să ajungem înapoi la timp pentru cină. În timp ce străbăteau alea lungă, Poirot îi repetă conversația pe care tocmai o avusese cu amiralul și cu colonelul Frobisher. Diana râse disprețuitoare. Ei cred că Hugh mi-ar face vreun rău? În loc de răspuns, Poirot o întrebă dacă ar deranja o să oprească la farmacistul din sat. Uitase, justifică el, să-și pună în bagaj și o periuță de dinți.
Farmacia se afla în mijlocul unei străzi liniștite din sat. Diana rămase să-l aștepte în mașină. I se păru însă că lui Hercule Poirot îi luă cam mult timp să-și aleagă o periuță. Capitolul 6. În dormitorul mare, cu mobilă grea de stejar, în stil elisabetan, Hercule Poirot stătea și aștepta. Nu avea nimic de făcut decât să aștepte. Toate aranjamentele fuseseră făcute. De-abia spre dimineață veni chemarea. Auzind sunet de pași afară, Poirot trase zăvorul și deschise ușa. Pe culoar erau doi bărbați de vârstă mijlocie, care păreau mai bătrâni decât vârsta pe care o aveau. Amiralul avea o expresie sumbră și severă, iar colonelul Frobisher era crispat și tremura. Chandler zise simplu: "Vreți să veniți cu noi, domnule Poirot?" Lângă ușa camerei Dianei Maberly se zărea o siluetă ghemuită. Lumina căzu pe o coamă de păr aromiu, ciufulit. Hugh Chandler era întins acolo, respirând profund. Era îmbrăcat în halat, cu papuci, și în mână ținea un cuțit ascuns, strălucitor. Nu toată lama sclipea, ici colo se zăreau pete de un roșu aprins. Hercule Poirot exclamă încet: "Mon Dieu!" Frobisher replică aspru: "Diana e în regulă, nu a atins-o." Ridică vocea și strigă: "Diana, noi suntem, deschide!" Poirot l-auzi pe amiral gemând și murmurând încet: "Oh, băiatul meu, băiatul meu!" Se auzi sunetul zăvoarelor trase. Ușa se deschise și în cadrul ei apăru Diana. Era albă ca varul. "Ce s-a întâmplat?" se bâlbâi ea. "A fost cineva care a încercat să intre. L-am auzit umblând la ușă, la clanță, zgârind tăblia. Oh, a fost îngrozitor, ca un animal." Frobisher interveni: "Slavă Domnului că ușa era încuiată." "Domnul Poirot mi-a spus să o încui." "Ridicați-l și aduceți-l înăuntru," zise Poirot. Cei doi bărbați se aplecară și îl ridicară pe tânărul inconștient. Dianei se tăieră suflarea când trecură pe lângă ea. "Hag? Ăsta-i Hag? Ce are pe mâini?" Mâinile lui Hag Chandler erau lipicioase și umede, cu o substanță roșie maronie. Diana gâfâi: "E sânge?" Poirot se uită întrebător la cei doi bărbați. Amiralul dădu aprobator din cap. "Nu e uman, slavă Domnului, e de la o pisică. Am găsit-o jos în hol, cu gâtul tăiat. După aceea trebuie să fi venit aici." "Aici?" Vocea Dianei era îngrozită. "La mine?" Bărbatul de pe scaun se mișcă și murmură. Îl priviră fascinați. Hugh Chandler se ridică în scaun și clipi: "Salut!" Vocea lui era uimită, răgușită. "Ce s-a întâmplat? De ce sunt?" Se opri și se uită la cuțitul pe care încă îl ținea strâns în mână. Apoi rosti încet, cu o voce groasă: "Ce am făcut?" Privirea lui se mută de la unul la altul și se opri în cele din urmă asupra Dianei, care se făcuse mică lângă perete. "Am atacat-o pe Diana?" întrebă el calm. Tatălui clătină din cap. "Spuneți-mi ce s-a întâmplat," ceru Hugh să afle. "Trebuie să știu." Îi spuseră. Îi povestiră cu jumătate de gură, întretăiat. Insistența lui tăcută îi determină să nu omită nimic. Afară, soarele răsărea. Hercule Poirot dădu draperia la o parte. Lumina strălucitoare pătrunse înăuntru. Chipul lui Hugh Chandler era liniștit. Vocea calmă când spuse: "Înțeleg." Apoi se ridică, zâmbi și se întinse. Cu un glas natural rosti: "E o dimineață frumoasă, nu? Cred că o să mă duc în pădure să încerc să prind un iepure." Ieși din cameră și îi lăsă pe toți uitându-se după el. Apoi amiralul porni după fiul său. Frobisher îl prinse de braț. "Nu, Charles, e cel mai bine pentru el, bietul, dacă nu și pentru ceilalți." Diana se aruncă pe pat, suspinând: "Ai dreptate, George, ai dreptate, știu, băiatul are curaj."
Frobisher zise cu glasul frânt. E un adevărat bărbat. După clipă de tăcere, Chandler întrebă. La naiba, unde e străinul ăla furisit? Capitolul 7. În camera armelor, Hugh Chandler ridică pușca din rastel și se pregătea să o încarce, când mâna lui Hercule Poirot îi se așeză pe umăr. Glasul lui Hercule Poirot rosti un singur cuvânt, dar îl rosti cu o autoritate ciudată. Nu! Hugh Chandler îl privi țintă și spuse cu vocea groasă, furioasă. Luați-vă mâna de pe mine, nu vă băgați! O să aibă loc un accident, e singura soluție! Din nou, Hercule Poirot repeta acel singur cuvânt. Nu! Nu vă dați seama că, dacă ușa ei nu ar fi fost încuiată din greșeală, i-aș fi tăiat Dianei, gâtul cu acel cuțit? Nu-mi dau seama de nimic de genul ăsta. Nu ai fi omorât-o pe domnișoara Maberly. Am omorât pisica, nu-i așa? Nu, nu ai omorât pisica, nu ai omorât papagalul, nu ai omorât nicio oaie. Hugh îl privi uimit și întrebă. Dumneavoastră ați înnebunit sau eu? Hercule Poirot replică. Niciunul din noi nu e nebun. În acel moment, amiralul Chandler și colonelul Frobisher intrară în încăpere. În spatele lor se afla Diana. Hugh Chandler zise cu o voce pierită, uimită. Omul ăsta zice că nu sunt nebun. Hercule Poirot interveni. Mă bucur să-ți spun că ești pe deplin sănătos. Hugh izbucni în râs. Era un râs care, în opinia oricui, numai un nebun ar fi putut să-l scoată. E al naibii de amuzant. E normal, nu-i așa? Să tai gâtul oilor sau al altor animale. Eram normal, nu-i așa? Când am omorât acel papagal. Și pisica din noaptea asta? Îți spun că nu ai ucis oile, sau papagalul, sau pisica. Atunci cine a făcut-o? Cineva care a avut ca unic scop să dovedească faptul că ești nebun. De fiecare dată ți s-a dat un somnifer puternic și un cuțit sau un briceag plin de sânge a fost așezat lângă tine. Altcineva și-a spălat mâinile pline de sânge în lavoarul tău. Dar de ce? Ca să faci ceea ce tocmai te pregăteai să faci când te-am oprit. Hugh rămase cu privirea pierdută. Poirot se întoarse spre colonelul Frobisher. Domnule colonel, ați trăit mulți ani în India. Nu ați întâlnit niciodată cazuri când anumite persoane erau în mod deliberat aduse la nebunie prin administrarea de droguri? Chipul colonelului Frobisher se lumină și spuse. Eu, personal, nu am întâlnit, dar am auzit destul de des de așa ceva. Otrăvire cu datura. Ajunge să nebunească o persoană în cele din urmă. Exact. Ei bine, principiul activ al daturei este foarte înrudit, dacă nu este chiar el, cu un alcaloid numit atropină, care poate fi obținut și din beladona sau din mătrăgună. Preparatele cu beladona sunt destul de des întâlnite și suflatul de atropină este prescris gratuit pentru tratamente oculare. Prin duplicarea unei rețete și cumpărarea produsului din diverse locuri, se poate obține o mare cantitate de otravă fără să se stârnească suspiciuni. Alcaloidul a putut fi apoi extras din ea și introdus, să zicem, într-o cremă calmantă de bărbierit. Aplicată extern, produce o iritație care ar conduce rapid la tăieturi în timpul bărbieririi și astfel drogul ar continua să intre în organism. Ar apărea diferite simptome, uscăciunea gurii, halucinații, vedere dublă, toate simptomele pe care, de fapt, domnul Chandler le-a avut. Se întoarse spre tânăr. Și ca să dispară și ultimul dubiu din minte, vă voi spune că aceasta nu este o supoziție, ci un fapt. Crema dubitale de ras este combinată cu o mare cantitate de sulfat de atropină. Am luat o monstră și am testat-o. Alb ca varul, tremurând, Hugh întrebă. Cine a făcut asta? De ce? Hercule Poirot răspunse. Asta am tot cercetat de când am sosit aici. Am căutat un motiv pentru crimă. Diana Maberly ar fi avut de câștigat din punct de vedere financiar de pe urma morții dumitale, dar nu am luat asta în considerație la modul serios.
Hugh Chandler izbucni. Sper că nu. Apoi m-am gândit la un alt motiv posibil. La eternul triunghi. Doi bărbați și o femeie. Colonelul Frobisher a fost îndrăgostit de mama dumitale. Amiralul Chandler s-a însurat cu ea. Amiralul Chandler strigă. George? George, nu-mi vine să cred. Hugh rosti pe un ton incredul. Vreți să spuneți că acea ură ar fi putut să se continue asupra unui fiu? Hercule Poirot replică. În anumite circumstanțe, da. Frobisher exclamă. E o minciună furisită, nu-l crede Charles. Chandler se îndepărtă de el și murmură ca pentru sine. Datura, India, da, înțeleg. Și nu ne-am gândit niciodată la o travă. Nu atâta timp când, în familie, exista deja acea nebunie. Maui, vocea lui Hercule Poirot se înălță cu putere. Nebunie în familie. Un nebun, pornit pe răzbunare viclean așa cum sunt nebunii, ascuzându-și nebunia timp de ani întregi. Se răsuci spre Frobisher. Mondio, trebuie să fi știut, trebuie să fi bănuit că Hugh era fiul dumneavoastră. De ce nu i-ați spus niciodată? Frobisher se bâlbâi, înghiți în sec. Nu am știut. Nu am putut fi sigur. Vedeți, Caroline a venit la mine odată. Era înspăimântată de ceva, avea mari probleme. Eu nu știu, n-am știut niciodată despre ce era vorba. Eu mi-am pierdut capul. După aceea eu am plecat imediat. Era singurul lucru pe care puteam să-l fac. Și amândoi știam că trebuie să jucăm jocul până la capăt. Eu? Ei bine, m-am tot întrebat, dar nu puteam fi sigur. Caroline nu mi-a spus niciodată nimic care să mă facă să cred că Hugh era fiul meu. Apoi, când a apărut această urmă de nebunie, am crezut că lucrurile s-au clarificat definitiv. Poirot interveni. Da, s-au clarificat. Dumneavoastră nu ați observat modul în care băiatul își împinge bărbia înainte și își coboară sprâncenele, un tic pe care l-a moștenit de la dumneavoastră. Dar Charles Chandler a observat. A observat cu mulți ani în urmă și a aflat adevărul de la soția lui. Cred că ea era înspăimântată de el. El începuse să-și arate nebunia și asta a împins-o în brațele dumneavoastră, cel pe care l-a iubit mereu. Charles Chandler și-a plănuit răzbunarea. Soția lui a murit într-un accident pe mare. Ei doi erau singuri în barcă și numai el știe cum s-a petrecut de fapt accidentul acela. Apoi s-a pregătit să-și rănească ura împotriva băiatului care îi purta numele, dar care nu era fiul său. Poveștile dumneavoastră din India i-au dat ideea otrăvirii cu datura. Hugh trebuia împins încet spre nebunie. Împins până în punctul de a-și lua singur viața din cauza disperării. Setea de sânge era a amiralului Chandler, nu a lui Hugh. Charles Chandler a fost cel care era mânat de dorința de a tăia gâtul oilor pe câmpuri pustii. Însă Hugh trebuia să tragă ponoasele. Știți cum am ajuns să bănuiesc totul? Când amiralul Chandler s-a opus atât de mult ideii ca fiul său să consulte un doctor. Era destul de normal ca Hugh să fie împotrivă, dar tatăl lui ar fi putut exista vreun tratament care să-l salveze pe fiul său. Existau 1000 de motive pentru care el să dorească să afle opinia unui medic. Dar nu. Nu trebuia să-i se permită unui doctor să-l vadă pe Hugh Chandler, căci doctorul ar fi descoperit că Hugh era sănătos. Hugh spuse foarte calm. Sănătos. Sunt sănătos? Făcu un pas spre Diana. Frobisher zise pe un ton sumbru. Ești sănătos. Nu există nicio boală în familia noastră. Hugh, zise Diana. Amiralul Chandler luă arma lui Hugh și spuse. Astea-s numai niște aiureli. Cred că o să mă duc să văd dacă nu găsesc un iepure. Frobisher vrut să se apropie de el, dar mâna lui Hercule Poirot îl opri. Chiar dumneavoastră ați spus adineori că este cea mai bună soluție. Hugh și Diana plecaseră din cameră. Cei doi bărbați, englezul și belgianul, îl priviră pe ultimul Chandler cum traversează parcul și intră în pădure. Imediat,
auziră un foc de armă. Sfârșit.